Ceea ce este aici pe perete este lucrarea numită Drumul Crucii. Pentru un mic context al acestei lucrări, trebuie să evoc câteva momente, și anume faptul că lucrarea a fost comandată de către Episcopatul Catolic pentru Biserica Catolică din Sfântul Gheorghe, orașul natal al lui Peter. Tema Drumului Crucii l-a tentat pe Peter dintotdeauna, pentru că formația lui a fost o formație religioasă. Primele patru clase de formație le-au făcut la o școală de maici, după care, naționalizându-se și școlile, învățământul devenind laic, Peter a trecut la o școală normală în Sfântul Gheorghe, dar amprenta aceasta a educației religioase a rămas pentru el, nu ca o formă de practică religioasă, pentru că n-a fost niciodată un practicant religios, ci ca structură internă care i-a generat și care l-a format întotdeauna. Documentarea pe care Peter a făcut-o pentru Drumul Crucii a fost foarte amplă. În general, Drumul Crucii presupune o călătorie, care este o narațiune, care are o curgere temporală. Ori sculptura contravine acestei curgeri temporale. Sculptura nu este capabilă să reprezinte, doar sculptura futuristă a încercat să transfere mișcarea în sculptură, dar nu există capacitatea acesteia de a figura mișcarea și călătoria. Motiv pentru care Peter a optat pentru niște momente care să fie momente semnificative din Calvarul Cristic, din drumul Calvarului, care este drumul pe Golgota, drumul care începe cu întâlnirea cu Pilat și se termină cu punerea în mormânt. Și a încercat să figureze acest lucru în mod foarte concis, luând acea trăsătură care este o trăsătură sintetică a momentului pe care îl reprezintă. Bună oară, în prima stație a Drumului Crucii, este figura lui Pilat și a Cristului, care... Întâlnirea dintre Pilat și Crist, când se decide condamnarea acestuia, va face ca următoarea lucrare să aibă aceeași figură a Cristului și elementul acesta de sus, care este luarea crucii și pornirea drumului Calvarului. O altă problemă pe care Peter și-a pus-o a fost aceea a modului în care să interpreteze și în care să traducă în formă acest drum al crucii. Și pentru că era vorba despre o sculptură care urma să se monteze în biserica de la Sfântul Gheorghe, dat fiind faptul că toată tradiția de prelucrare a formei în zona aceea a Secuimii este o tradiție a lemnului, Peter a optat pentru această manieră foarte fermă de figurare, cu tăieturi drepte, cu tăieturi care într-un fel sugerează această modalitate de prelucrare a lemnului în zona respectivă și această tradiție a expresiei lemnului din zona în care el trăiește. Fiecare din aceste stații, sunt 14 stații în mod tradițional în Via Crucis, 14 stații care reflectă momente semnificative din această cale a crucii, sunt cuprinse printr-un element în care continuitatea o dă figura Cristului și celelalte personaje sau celelalte momente sunt doar sugerate. Fie că este vorba de momentul în care Veronica îi oferă Batista și este momentul acela în care imaginea Cristului se imprimă pe Batista Veronicăi, sau întâlnirea cu Simeon, cu unul sau cu femeile din Ierusalim în lucrarea de cealaltă. Cele trei căderi succesive ale Cristului pe traseul acesta al Calvarului sunt preluate de Peter în grade diferite ale căderii, care o să vedem aici: prima cădere și mai departe a doua cădere și punerea în mormânt, urcarea pe cruce și așa mai departe. Ceea ce este specific pentru lucrarea lui Peter este că
comanditarul, care era biserica de fapt, a considerat că cele 14 stații tradiționale acoperă parțial sensul pe care Calvarul Cristic îl are în istoria creștinătății, și anume acela al punerii în mormânt. Ultima stație era cu punerea în mormânt, dar acest moment Peter a fost solicitat să-l continue printr-o altă modalitate de a figura punctele succesive, și atunci celor 14 stații le mai urmează două denumerotate, ca să nu contrazică tradiția care este asimilată și asumată de biserică, aceea a înălțării și a coborârii Duhului Sfânt. Înălțarea, interesant, a fost că Peter a renunțat la figurația aceasta umană, în care Crist are toate datele figurii umane, barbă și coroana de spini cu care suntem obișnuiți din tradiția acestui moment cristic, și va recurge la o formă abstractizată a figurii cristice, pentru că momentul desprinderii din planul unei experiențe umane, în planul unei experiențe de transcendere a umanului spre spiritual, Peter l-a făcut prin renunțarea la elementele de figurație umană și abstractizarea figurii cristice. În spațiul casei noastre există jos în galerie, încastrată a 15-a placă pe care drumul crucii, în viziunea lui Peter și cu acceptul și cu solicitarea bisericii, a avut-o, aceea a unei figuri abstracte care se înalță. Acest transfer, de fapt, sugerând trecerea de la planul uman al experienței la planul spiritual, care este planul mai abstract al experienței cu care se încheie drumul crucii. Final, ultima placă este placa care însoțește această experiență și în care apostolii care sunt în jurul Mariei, sunt grupați în jurul Mariei, primesc limbile de foc prin care spiritul celui care s-a înălțat coboară și învăluie și cuprinde pe toți. Este o experiență pe care Peter a traversat-o într-un moment special al vieții lui. Comanda venise în anul 88, an care reprezenta pentru toată suflarea acestei lumi un an de cumpănă destul de grea, pentru că era momentul de paroxism al unui comunism constrângător. Peter a făcut infart în octombrie 1988. În loc să-și continue lucrarea și comanda, a făcut infart și a făcut o pauză. Și a reluat această lucrare imediat după ce a traversat această experiență personală la începutul anului 1989, și toată convalescența care a urmat infartului a fost dominată de această preocupare a conceperii lucrării pe care o avea comandată. La final, Peter a declarat că, de fapt, această experiență pe care el a încercat să o transfere în sculptură și-a asumat-o în mod foarte personal, și ea a încercat să o generalizeze, această experiență, ca fiind, de fapt, modul în care fiecare dintre noi se poate transfera și se poate identifica cu acest model al Calvarului, model care, de fapt, ne duce pe fiecare dintre noi în propria noastră cale de sublimare a suferinței în spirit, dacă reușim să trecem cu bine acest drum al credinței. Peter a asumat drumul crucii ca o experiență personală și și-a imaginat
toate etapele pe care cele 14 stații le cuprind, ca momente pe care le putem identifica fiecare în parcursul propriu al vieții noastre, fiecare dintre noi putându-și găsi un prieten care să le ajute la un moment dat, cum a fost Simeon, sau o iubită, sau o susținere din partea unei persoane dragi care să-l susțină, o mamă care să-l ridice și să-l ia de pe cruce și să-i tămăduiască rănile. Fiecare are propriile sale căderi, mai grele sau mai puțin grele. Fiecare își poartă cu sine, de fapt, conform modelului pe care Iisus Hristul l-a lăsat moștenire în fiecare dintre noi, putându-se găsi suferința și mântuirea suferinței. Este mesajul pe care Peter, în urma bolii pe care a traversat-o și pe care a înfruntat-o și pe care a surmontat-o și l-a găsit, este explicația pe care el și-a dat-o și explicația care de fapt l-a făcut să încarce această lucrare cu enorm de multă substanță umană, transfigurată artistic, umană, fapt care îi dă emoția și îi dă gradul de artistic pe care orice operă de artă o poartă.